Încă mai sunt anumite neclarități în privința măsurilor guvernului pe zona economică ca răspuns la criza coronavirusului. Astăzi vom discuta despre unele dintre ele cu domnul Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali. Bună ziua, domnul Manolescu! Bună ziua, mă bucur să vă revăd în acest format. Încercăm să te acum în interviurile de la distanță. Mai e totuși o întrebare legată de șomajul tehnic suportat de stat și sper să poate puteți face o mică lămurire aici. Poate cineva să păcălească statul, adică să bage angajații în șomaj tehnic, să facă o nouă firmă cu aceeași activitate și să folosească aceleași persoane pentru a produce, dar practic să le plătească la negru pe lângă șomajul tehnic? Teoretic e posibil o astfel de soluție, însă cumva acesta este scopul acelei declarații de proprie răspundere, care este solicitată sub consecința unor sancțiuni penale de a demonstra că acele persoane într-adevăr sunt în șomaș tehnic și asta fac. Dacă cineva le va întreba ulterior ce au făcut în această perioadă în care au fost în șomaș tehnic, se poate afla, pentru că persoane respective probabil vor declara ceea ce s-a întâmplat, se poate afla că ele au muncit în această perioadă și că, de fapt, șomajul tehnic a fost doar o formalitate prin care s-a încercat obținerea unor bani de la buget. Deci, până la urmă, nu. Se poate. Teoretic, da, dar așa cum se gândi mecanismul, eu zic că poate fi verificat și cred că vor fi făcute verificări, mai ales că acele sume ulterior vor fi cerute de către statul român pentru a fi acoperite din fonduri europene și probabil controlele care se vor întâmpla pe această zonă vor fi numeroase. Deci nu cred că e o soluție pentru cineva să facă așa ceva într-o perioadă de genul ăsta, dar teoretic merge. Dar, repet, o soluție probabil care să evite orice posibilitate de fraudă nu există pentru nimic. Ideea e că marea majoritate a angajatorilor sunt afectați de această situație și atunci efortul pe care statul îl face nu cred că ar trebui blocat de ideea acum că cineva ar putea să facă o fraudă. Cred că orice tip de mecanism ar fi pus în practică, s-ar găsi o metodă de ocolire, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i privăm pe cei care au nevoie din cauza unora, puțin, zic eu, care ar putea să profite de această situație. Schimbând un picuț registrul, avem acel ordin al Ministrului Economiei privind emiterea certificatelor pentru situații de urgență, care este de fapt necesar un astfel de certificat pentru chirie, utilități și mai nou pentru amânarea plății ratelor la credite. Cel puțin asta înțelegem din ultima ordonanță, înțeleg că între timp s-au adoptat normele de aplicare, să vedem și cum arată, le așteptăm în monitorul oficial. Înțelegem că și asta se emite pe baza unei declarații pe propria răspundere. Cam la ce ar trebui să fie atenți antreprenorii când fac declarația? Să nu mintă, în primul rând. Absolut. Sunt două tipuri de formulare, cel albastru și cel galben. Tocmai s-au modificat ieri din nou prin ordinul 822/2020, s-a publicat în monitor oficial 275. Vizează cumva acea modificare a condiției pentru cei care au activitatea afectată indirect, în sensul că se iau în vedere și scăderile de venituri, nu doar de încasări, pentru că inițial erau menționate doar încasările, ulterior fiind modificate ordonanțele și incluzându-se și această idee a veniturilor, s-a modificat și formularistica pentru certificate. Absolut nu trebuie să mintă, trebuie să declare exact realitatea. Pentru certificatul albastru sunt cei care au activitatea închisă în baza ordonanțelor militare, pentru cel galben cei care au activitatea redusă, diminuată, ca urmare a unor efecte colaterale și înregistrează o scădere a încasărilor sau veniturilor cu mai mult de 25% în martie față de media lunilor ianuarie și februarie. Dar pot fi situații în care în martie, totuși, că a mers jumătate de lună, să nu fie totuși scăderea aia de 25%. Atât că vorbim și pe venituri și pe încasări, mai pe la facturare și încasare. Dacă a scăzut cu mai puțin, să spunem, nu știu, 24%, mai poate să meargă totuși să obțină certificatul? Bine, momentan încă nu se poate, că m-am uitat pe site și scrie în continuare în curând, dar când se va putea?
Da, platforma probabil va fi activată în aceste zile. Cred că s-a așteptat apariția acestui nou ordin și să se iasă direct cu noile formulare. E o propunere pe care noi am făcut-o din partea Camerei și avem deja o adresă către Ministerul Economiei pentru a exemplifica mult mai clar, în primul rând, ce înseamnă încasări venituri. Este o discuție destul de amplă dacă intrăm în detalii ce înseamnă sume încasate, pentru că o sumă încasată într-un cont al băncii unui agent, într-un cont bancar al agentului economic, înseamnă și o tragere de credit, de exemplu. E o încasare în contul agentului economic. E sau nu această sumă considerată încasare? Noi considerăm că ar trebui să se refere strict la încasări din bunuri și servicii facturate în perioadele anterioare. Există într-adevăr o problemă pentru cei cu sezonalitate sau pentru cei la care luna martie nu arată o poză completă a dezastrului în care se află, pentru că luna martie, așa cum știm, a avut 2 săptămâni în care activitatea a mers și 2 săptămâni în care a început să meargă sau să se blocheze cu totul. Dar sunt situații, de exemplu, vorbeam cu clienți din zona auto, unde dealerii auto au avut bonusuri primite pentru activitatea de anul trecut, plătite de către importator în luna martie. Deci, practic, au avut niște încasări în luna martie ca urmare a activității desfășurate nu în ianuarie, nu în februarie, ci în întreg anul trecut. Pe cifre, pe încasări, pare că arată bine, dar în realitate la ea activitatea chiar s-a oprit. Adică și partea de vânzări auto și partea de service chiar e blocată. În sensul că nu mai au clienți. Și când ați prezentat situația asta celor de la autorităților, sunt de acord să facă anumite modificări, să vină poate cu niște norme de asta. Da, am trimis o adresă, se va analiza. Noi sperăm ca aceste lucruri să fie ulterior îmbunătățite. Așa cum am văzut, toate aceste lucruri au fost modificate succesiv pe măsura schimbării realității în care trăim cu toții. Vedem că lucrurile se schimbă de la o săptămână la alta, de la o zi la alta și sperăm ca și autoritățile, așa cum au dat dovadă până acum și cu modificarea de la șomajul tehnic și cu modificarea certificatelor, să vină cumva să corecteze anumite aspecte care reiesc din practică că ar trebui îmbunătățite. Și sperăm ca pentru cei care sunt afectați să conteze și un aprilie care va arăta probabil mult mai clar situația dificilă în care se află față de luna martie, unde, repet, a fost împărțită în două cumva activitatea. O parte la început care a mers și ulterior care a avut de suferit. Pentru obținerea acestui certificat, poate să vină și un ONG să apeleze, că e și el practic angajator. IMM-urile și atât. Teoretic n-am văzut o restricție. Problema e legată de încasări, pentru că e o problemă în a demonstra de multe ori aceste condiții. ONG-uri care să aibă activitatea închisă direct, care să beneficieze de acel certificat albastru, n-am idee acum unde ar putea să se califice. Deci nu cred că ar putea fi o variantă decât pentru certificatul galben. Iar acolo depinde cumva de natura activității, cum poate să arate o scădere de încasări sau de venituri. Vă dau exemplu nostru al Camerei Constanților Fiscal, care la martie avem termenul de plată al cotizației variabile pentru anul anterior. Deci, practic, la noi cel puțin și cred că și la alte organisme profesionale care au cumva în mod similar organizată activitatea, luna martie e cea care are încasările cele mai mari din tot anul, pentru că, de fapt, atunci cumva se colectează sumele pentru anul anterior. Deci, clar nu avem această condiție îndeplinită. Iarăși, dacă ar fi să discutăm de ce vorbeam mai devreme cu luna aprilie, într-un caz de acest gen, luna aprilie clar atât dezastros față de martie, că încasările au fost toate în martie, adică până la început de sezonalitate sau de specificul activității, că sunt diferențe substanțiale de la un caz la altul. Să rămânem puțin la capitolul ONG-urilor. În alte țări am văzut că se întinde o mână de ajutor și acestora. Având în vedere situația din sănătate, cele care se ocupă de strângeri de fonduri pentru sănătate, pentru spitale, nu ar trebui să se
nu știu, să se pună un push pe zona asta, statul să dea, nu știu, pentru niște facilități, să creeze poate niște mecanisme prin care să le ajute mai bine? Mecanismele de ajutor pentru astfel de entități vin din zona societății civile. De obicei, scopul acestor ONG-uri este să strângă bani pentru a rezolva anumite probleme sociale, iar banii de cele mai multe ori vin din zona societății civile, statul contribuind cumva prin acea prevedere, zic eu, extrem de favorabilă a deductibilității sponsorizării din impozitul pe profit. Adică statul a venit cumva de mulți ani cu o posibilitate ca sponsorizarea să fie dedusă direct din impozit, adică renunță statul la 20% din impozit, maxim 20%, astfel încât un agent economic să poată distribui acele sume către această zonă a asociațiilor și fundațiilor care au diverse scopuri sociale. În această perioadă, cred că ar trebui să reluăm un pic acea prevedere care poate nu e foarte clar înțeleasă legată de modul în care funcționează sponsorizarea, pentru că dacă o societate nu are profit în cursul anului curent și face o cheltuială cu sponsorizarea, pe care nu poate să o deducă integral din acea cotă de 20% din impozit, ea poate fi reportată timp de 7 ani. Deci, practic, o astfel de situație de urgență care necesită niște soluții în acest an poate fi acoperită nu doar din profiturile acestui an, care poate nu o să fie atât de mari și un agent economic se va gândi de ce să dau niște bani acum dacă nu pot să-i scad din impozit. Nu-i pierde. Asta trebuie să înțeleagă. Că această sumă plătită către zona ONG-urilor în acest an poate fi recuperată ulterior tot din acel impozit, din acea cotă de 20% din impozit, pe următorii 7 ani. Prin urmare, orice efort făcut în acest an nu e un efort făcut strict din banii agentului economic și poate fi compensată cu suma respectivă din impozit în perioadele următoare. E un lucru care s-a introdus în legislație acum vreo 5 ani, din păcate nu e foarte clar înțeles. Am constatat că nu toată lumea a înțeles acest detaliu, că de fapt și dacă în anul respectiv nu ai profit, nu înseamnă că ai pierdut deducerea pentru sponsorizare, ci ea poate fi reportată. Poate ar fi un aspect care ar trebui reluat și făcut public și cunoscut cât mai multor agenți economici să înțeleagă că acum, dacă poate să facă un efort și să pună niște cash deoparte în sensul de a ajuta aceste ONG-uri, poate să o facă pentru că beneficiul fiscal îl au și în anii următori. Foarte important asta. Sunt curios, ați văzut că s-a publicat și ordonanța respectivă cu bonificațiile pentru firme. Avem 10% pentru micro-întreprinderi în cazul impozitul pe venit și 5% pe impozitul pe profit la contribuabilii mari. Cum mi se pare? E un prim pas. Noi am propus o aplicare generală pentru toate taxele și contribuțiile, pentru că urmarea acelei decizii anterioare date de 25 martie de a nu se calcula dobânzi și penalități pentru sumele datorate în perioada stării de urgență, nu se datorează dobânzi și penalități pe durata 30 de zile peste starea de urgență, deci cumva a existat această relaxare care e binevenită și foarte apreciată de către mediul de afaceri. Statul trebuia să vină și cu o măsură care să stimuleze totuși plata voluntară a celor care mai au totuși în perioada aceasta niște resurse de cash și ar putea să plătească sume. Noi sugeram acea bonificație să fie acordată pentru toate taxele, mai ales pentru sumele care într-adevăr reprezintă niște încasări consistente la buget, TVA, accize, contribuții, impozit pe venit, aferent salariilor, pentru că acolo sunt sumele mari. S-a preferat această variantă de a da bonificația doar pentru un impozit pe profit aferent trimestrului 1, care nu se știe cât va mai fi de mare, sau impozit pe venit la micro-întreprinderi. E ceva totuși, e o sumă, dar ar fi fost poate de preferat să se aplice, așa cum spuneam, la acele sume pe care statul le resimte atunci când le încasează. Adică TVA-ul, accizele sunt sume care constituie marea parte din casele la bugetul de stat. 10% poate pare mult,
Dacă păreau măricele, la asta m-am gândit. Exact. Că... Eu cred că tocmai în perioada asta trebuie să fie o sumă tentantă ca bonificație pentru că agenții economici să ia într-adevăr în considerare acest efort pe care îl fac în a disloca cash-ul respectiv și a plăti către stat acele sume, pentru că vedem cu toții că, în general, tendința a fost ca toată lumea să țină cât de mult a putut de banii pe care are. Prin urmare, reticența aceasta la plăți ar trebui cumva... statul ar trebui să facă ceva pentru a depăși această situație. Dacă luăm în vedere și faptul că cel mai probabil și după reașezarea lucrurilor în 60 de zile, să spunem, dacă depășim această situație de urgență și activitățile se reiau, e puțin probabil ca activitatea să se reia foarte abrupt și lucrurile să-și revină la normal așa peste noapte. E clar că va exista o pantă destul de înceată de revenire în normalitate. Ne așteptăm ca la acel moment să fie necesare o serie de eșalonări. Prin urmare, sumele respective, statul nu cred că ar trebui să se bazeze pe ele ca fiind încasate fix peste 60 de zile. Deci această bonificație de 10% nu cred că ar trebui calculată în ideea că 10% pentru 60 de zile e mult, ca și recompensă. Poate ar trebui să ne gândim ce înseamnă acest 10% întins pe un an de zile, până la finalul anului. Nu mai atât de mult. Da. Poate ar trebui să ne gândim și care va fi inflația în toată această perioadă de un an de zile, dacă nu cumva... inflația va crește și atunci și acest 10% nu va mai fi, de fapt, atât de mare în termeni reali. Prin urmare, cred că, așa cum spuneam la început, măsura este bună, ar trebui extinsă cât de repede se poate și la alte taxe pentru a încuraja o colectare a taxelor la buget într-o perioadă în care poate mai sunt niște bani. Un agent economic care acum are niște numerar, s-ar putea în două luni să fie într-o situație financiară mult diferită și mult mai dificilă. Și atunci, poate acum ar fi dispus să plătească acele sume cu un discount de 10%, dar peste 60 de zile, chiar să vrea, s-ar putea să nu mai aibă de unde. Că poate a încercat să plătească salarii, a încercat să mai plătească furnizori și nu mai are acei bani disponibili și atunci clar va avea nevoie de o eșalonare. Să trecem un pic la un alt proiect, de fapt o altă ordonanță publicată în Monitorul Oficial. Mă refer la cea cu amânarea plății ratelor la credite. Încă așteptăm să se publice normele. Înțelegem de la ministrul Florin Câțu că au fost deja adoptate ieri în ședința de guvern. Dar pe ce avem acum? Cum vi se pare? Mă refer acum strict din punct de vedere al firmelor. Adică nu la partea pentru persoanele fizice. Doar la firme. Dacă o firmă vrea să apeleze, credeți că va fi afectată în viitor? Că practic va plăti niște rate mai mari o perioadă, că cumva se capitalizează perioada respectivă, să spunem, nu știu, cât o cere, 3, 4, 5 luni. Da, aș începe un pic cu altceva. Aș începe, de fapt, cu ideea că toate aceste inițiative legislative, atât a Guvernului cât și cea din Parlament, creează confuzie, pentru că sunt două măsuri cumva concurente, în care fiecare, atât guvernul cât și parlamentul, încearcă să vină cu un sprijin către debitori, însă, din ce am observat, asta creează probleme în relația între creditor și debitor, în sensul că și acolo unde exista deja un dialog inițiat de către creditor pentru a găsi o soluție, debitorii așteaptă în continuare să vadă dacă nu cumva soluția legislativă care urmează să vină din partea statului e mai favorabilă decât ce ar fi oferit creditorul. În sensul că acel proiect din Parlament vizează o amânare a ratelor până la finalul anului, cumva by default, adică nu e la o înțelegere între creditor și debitor, cum spune ordonanța. Deci cumva îl obligă pe creditor să accepte acea amânare. Există iarăși o problemă de percepție, în sensul că toată lumea se așteaptă ca și dacă are și dacă nu are probleme să dorească să aplice această amânare, pentru că, repet, e ce spuneam mai devreme, toată lumea încearcă să stea cu bani în buzunar cât de mult poate. Și atunci, și dacă are și dacă nu are nevoie, se gândește că e mai bine să nu dea banii decât să-i dea. Ceea ce nu cred că este un comportament corect, în primul rând, pentru că aceasta va crea probleme în lanț, adică toate aceste amânări de plăți undeva ajuns să creeze blocaje. Discutam cu reprezentanți din zona industriei de leasing,
care văd cumva o problemă mare în sensul în care nici asigurările care la multe rate sunt cuprinse în rată nu se mai plătesc. Asta înseamnă că bunul utilizatorului rămâne neasigurat. Adică o serie întreagă de probleme de înțelegere a acestor mecanisme care sigur vor crea alte probleme în lanț. Ceea ce oferă însă aceste acte normative, că vorbim de ordonanță sau de proiectul de lege, trebuie să înțelegem clar că oferă timp și nu oferă bani. În sensul că oferă un timp de amânare, nu oferă o anulare a unor părți de principal sau unor dobânzi. Pe aceste perioade în care nu se plătesc ratele, dobânda curge și e firesc să curgă pentru că ea este o valoare în timp a banilor. Și atunci, dacă sumele respective nu se rambursează, acel credit acumulează dobânzi. Prin urmare, fiecare ar trebui să-și calculeze foarte clar ce câștigă din toată această amânare. Dacă într-adevăr are o problemă de cash, poate e o soluție, dar nu cred că ar trebui aplicat o astfel de amânare doar de dragul de a aplica și de a ține niște bani, pentru că banii vin cu un cost. Și atunci problema se pune, dacă am niște bani în cont și câștig la ei o dobândă marginală, că ratele dobânzilor de depozite sunt foarte mici, merită să-mi asum un cost cu dobânda care clar e mai mare decât ceea ce câștig la acei bani? Cred că e un calcul pe care fiecare ar trebui să-l facă. Dacă nu are banii, într-adevăr se pune problema că o amânare îl ajută pentru că nu are de unde să-i plătească. Dar dacă are sau poate să-i obțină cu un cost, să spunem, cu un efort, un cost de finanțare mai mic decât dobânda pe care o plătește în perioada respectivă, eu cred că ar trebui aplicate aceste soluții de a plăti atât de mult cât se poate. De precizat totuși că în cazul ăsta este neapărat nevoie de acel certificat, probabil cel de robert. Absolut, acum arată ordonanța 37, dacă discutăm de ordonanță, e nevoie de certificat. Dacă discutăm de acel proiect de lege, nu mai e nevoie de certificat. Cred că trebuie văzut cumva săptămâna viitoare ce se întâmplă cu acel proiect de lege, pentru că dacă lucrurile rămân așa în această confuzie, părerea mea e că mai rău încurcăm și creditorii și debitorii decât îi ajutăm. Adică trebuie cumva lăsați să ajungă la o soluție împreună, pentru că altfel toți așteaptă o soluție mai bună din partea statului. A venit o soluție din partea guvernului, acum se așteaptă o soluție din partea Parlamentului, care dacă este mai permisivă și mai largă, probabil toți o așteaptă să o vadă aprobată, publicată, ceea ce totuși o să mai dureze. Și dacă se aprobă în Parlament, mai durează promulgare, mai durează publicare, adică se mai pierde încă o săptămână în a găsi niște soluții pentru debitori aflați în dificultate. Da. Am auzit zilele trecute de la Ministrul Finanțelor că se așteaptă la un deficit dublu pentru anul ăsta. Întrebarea ar fi asta. Ar mai fi loc de măsuri fiscale pentru ajutorarea mediului de afaceri? Că acel deficit trebuie și el finanțat. Și întrebarea este, de fapt, cât de finanțabil e. Aici este problema, cred. Nu de cât de mare e deficitul, ci cât de mult putem să-l finanțăm. Pentru că, spuneam și repet, până acum 2-3 săptămâni, România nu avea o problemă de finanțare, avea o problemă de deficit, de cheltuială, de posibilitate de a depăși un anumit prag de deficit. Acum pare că lucrurile s-au schimbat în sensul că deficitul nu mai e o problemă. Comisia a renunțat la acel pact fiscal care prevedea o respectare a limitelor de deficit de 3% maxim și a dat cumva mesajul statelor membre să facă orice efort necesar pentru a salva economiile. Prin urmare, acum România ar putea să cheltuie mai mult, ideea însă că ar trebui să poată să financeze acele cheltuieli mai mari. Să aibă bani, că de undeva trebuie să ia. Exact. Am văzut deja că BNR-ul, Banca Națională România, a venit cu o măsură care să creeze lichiditate în piață în sensul de a cumpăra titluri pe piața secundară. Da. Asta cumva ajută băncile în a avea lichiditate, sau mediul economic în general, că până la urmă și băncile folosesc acea lichiditate în mediul economic, nu ajută însă statul, pentru că vorbim de titluri deja emise. Deci e o datorie a statului care a fost deja... Da. Punctată și ar trebui să vedem ce se întâmplă cu emisiunile noi de titluri, care va fi rata de atragere de finanțare prin noi emisiuni, pentru că practic de acolo îi apar bani noi statului pe care ar putea să-i cheltuie. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat ieri, pare că e o problemă. A vrut să atragă, dacă nu mă înșel, 1 miliard și a reușit doar vreo 500 de milioane de lei, ceva de genul acesta.
Tocmai, se vede că e o problemă în zona asta de finanțare, poate e o problemă de rentabilitate, poate creditorii așteaptă un randament mai bun, având în vedere condițiile și riscurile pe care și le asumă, poate e o problemă, într-adevăr, de lichiditate în piață și nu sunt bani pentru așa ceva. Se pare că nu, totuși semnalele sunt că lichiditatea există în piață și atunci poate rămâne strict problema de randament. Încă nu este o ajustare clară între ceea ce statul dispus să plătească ca dobândă și ceea ce așteptă creditorii pe de altă parte ca remunerare pentru această finanțare pe care a acordat statul. Sunt curios acum, ca și președinte al Camerei Consultanților Fiscali, cum colaborați cu autoritățile în perioada asta? Că de curând înțelegem că transparența decizională s-a blocat, ca să spunem așa, blocat între ghilimele, că de fapt au suspendat-o. Da, a fost o perioadă foarte, foarte agitată în sensul că deciziile au fost luate în termen foarte scurt și atunci posibilitatea de dialog și de discuții, mai ales pe detalii și pe lucruri care vin din practică, a fost mult redusă. Am văzut însă o deschidere destul de mare în sensul că acele aspecte ridicate ca fiind problematice s-a încercat a fi corectate și pare că și în continuare se dorește a îmbunătăți acolo unde este cazul actele normative deja emise. Funcționăm, cum să zic, într-o situație de criză, că până la urmă e criză peste tot, și în partea medicală, și în partea economică, dar și în partea de dialog. Adică lucrurile funcționează cât de bine pot funcționa în astfel de situații. Încercăm să trimitem și avem pe site-ul Camerei o serie întreagă de solicitări pe care le-am trimis autorităților, ridicând diverse probleme tehnice, care să rămână scrise și care să ajute să ia niște decizii în necesitatea de modificare a unor acte normative. Pe măsură ce identificăm probleme, le ridicăm prin adrese pe care le înaintăm autorităților pentru a fi avute în vedere. E clar că lucrurile se schimbă și dinamica e foarte mare. Sper să rămânem în acest ritm de măcar două ori de ședință de guvern pe săptămână. Nu cred că era normal ceea ce se întâmpla anterior de a avea o ședință de guvern pe săptămână când suntem în situație de urgență, că de-aia suntem în situație de urgență, că lucrurile trebuie hotărâte repede pentru că realitatea din jurul nostru se schimbă de la o zi la alta, nu de la o săptămână la alta, și atunci cred că acest ritm de măcar două ședințe de guvern pe săptămână e mult mai util și lucrurile se pot îmbunătăți. Nu cred că trebuie să ne fie teamă de a modifica acte normative de la o săptămână la alta, adică ceea ce am văzut că s-a întâmplat ieri în ședința de guvern, acel refuz de modificare a ordonanței e prea devreme. Părerea mea e că acum, în situații de genul ăsta, nu trebuie să ne mai ferim de așa ceva. Nu e normal în vremuri normale. Dacă lucrurile, repet, se schimbă de la o săptămână la alta și constatăm cazuri noi, cred că toate aceste măsuri pe care le-am luat acum o săptămână și simțim că trebuie să le îmbunătățim, nu trebuie să ne ferim să le modificăm și să punem ceva care ajută mediul de afaceri. Nu cred că trebuie să așteptăm să treacă încă 2-3 săptămâni ca să strângem mai multe modificări. Atunci când se identifică probleme, trebuie acționat repede și modificat. Pentru că am văzut deja că acele bâlbe de acum 2 săptămâni care au fost în zona șomajului tehnic au condus deja la asumarea unor decizii de către mediul de afaceri de a concedia oameni definitiv. Ulterior, când lucrurile s-au mai reglat, în sensul că acel șomaj tehnic a devenit mai flexibil, vedem că oamenii au căutat soluții către șomajul tehnic și au încercat să facă eforturi să aplice acele măsuri de șomaj tehnic unde ar putea să beneficieze de ajutor din partea statului. Sunt însă și situații în care foarte mulți au luat decizia de a concedia definitiv persoanele. Prin urmare, astfel de întârzieri și de sincope nu fac decât să creeze probleme până la urmă pentru toată lumea, și pentru angajați, și pentru angajatori, și în final pentru stat. Adică orice întârziere în luarea unei decizii conduce la probleme pe viitor. Mai este ceva ce doriți să adăugați? Cred că ne dorim toți, atât mediul de afaceri, cât și mediul profesional, o colaborare mai strânsă între guvern și parlament. Am spus-o și o repet, cred că aceste idei care merg în paralel în ceea ce face guvernul și proiectele din Parlament nu sunt benefice, pentru că ele creează o expectativă în zona mediului economic, creează mesaje de multe ori contrare și oricum o avalanșă de informații care bulversează pe toată lumea, nu mai știe nimeni
ce s-a aprobat deja, ce e proiect de aprobare, pentru că sunt foarte multe proiecte în Parlament și se tot discută în media de diverse teme și atunci apare o confuzie în mintea tuturor legată de ce e în vigoare, ce e plan. Cred că ar trebui cumva o aliniere a unor astfel de măsuri, căzut de acord, pentru că suntem în criză toți. Nu e în criză doar puterea sau doar opoziția, e în criză România. Și atunci cred că ar trebui o colaborare și, și un acord pe niște măsuri pe care considerăm cu toții că ar trebui luate. Poate un plan de etapizare a lucrurilor, că nu pot fi făcute toate odată, dar să fie cumva o apropiere de mesaj. Pentru că altfel mesajele acestea total diferite nu cred că folosesc și creează confuzie care, repet, nu e bună pentru nimeni. În final va suferi și mediul economic, și populația, și statul, pentru că va avea o recuperare a activității economice într-un timp mult mai lung și mai încet ca și trend de recuperare. Deci cred că politic ar trebui luat o decizie de a ajunge cumva la niște puncte comune care ar trebui susținute în tandem de către toți actorii politici.